Foresta a câștigat cu 3 la 2 duel județean cu Bucovina Rădăuți, disputat pe areni în cadrul etapei 8 -a din play-off-ul Ligia 3 -a. Echipa antrenată de Dorin Goian s-a impus prin golurile marcate de Netbai, Cimbru și Martin. Trebuie menționat că scorul final a fost stabilit după ce Rădăuțeni au condus în două rânduri prin dubla lui Stoian. Acest rezultat a scos definitiv din calculele barajului formația Rădăuțeană, mai ales că în celălalt duel al rundei, Ceahlăul s-a impus în fața celor de la CSM Bacău. Grupările care încheie sezonul competițional pe primele două locuri se vor califica în semifinalele barajului de promovare, care se vor disputa în zilele de 24 mai turul și 27 mai returul. Finala barajului se va disputa tot în două manșe pe 3 și 7 iunie în calitate de câștigătoare a seriei din care face parte, Foresta va juca returul semifinalei barajului pe areni. Ordinea meciurilor din finala barajului se va trage la sorți. Echipele din seria 1 vor fi împerechiate la baraj cu formațiile care se vor clasa pe primele poziții în seria a doua, acolo unde, cu o etapă înainte de finalul play-off-ului, primele poziții sunt ocupate de CSM Râmnicu Sărat, 56 de puncte și Metalul Buzău, 54 de puncte.